Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Așa arată una dintre cele mai frumoase mașini din lume. Dovadă că și vouă vă place e că în varianta inițială, în 2012, mașina pe care am testat-o a strâns deja pe internet vreo 150.000 de afișări. Mi se pare fantastic pentru o mașină franceză. Dar iată că francezii fac în continuare mașini interesante. Cei de la Citroën, ops, pardon, DS mai nou, fac în continuare un DS5 spectaculos ca imagine, nu mai este o revoluție față de versiunea anterioară, noi o vedem așa ca un facelift, însă, ca să aflăm toate noutățile, trebuie să o și conducem. Așadar, să o conducem! Te întinzi după butonul start-stop, asta îmi place, că lucrezi. Te conectezi cu mașina. Deci, start-stop, drive. Da. Ne dai drumul la muzică și pe aia dai în drive. Da. Start, muzică, hai că lăsăm. E ok. Memories. Camera de mers cu spatele. Frână electromecanică. Senzori. It's a long one. Era mai simplu cum am zis, dar mă rog. Tu întotdeauna ai dreptate, Maria. Da. E ca într-o relație. Asta tine... Dar ce greu e volanul. Ia uite. O pune rezistență. Deși da, sunt convins că e electric. Da, exact, pentru că știu că e electric. Come on. Vreau să-mi dea senzația de precizie, nu? Nu, vreau să-ți dea senzația că ții o mașă de avion. Da. Nu? Probabil. Îmi place cu noi faptul că e tăiat în partea de jos. Da, tocmai ca să accentuezi ideea asta. Head-up display ca într-un avion de vânătoare, bineînțeles. Când s-au gândit să facă mașina asta, când au desenat-o, s-au gândit la un interior care să semene sau să ducă cu interiorul unui avion, știi? Și ai toate butoanele astea aici pe care poți să apeși sau să tragi de ele, știi, că într-un avion ai butoanele de geamuri electrice aici pe consola centrală. Sunt da. Mulțime de detalii, știi, prin indicatoarele de pe bord. Uh-huh. Într-adevăr. E un interes spectaculos chiar și la 4 ani de când a apărut. Îmi dă senzație de masivitate, deci după ce că botul este foarte mare în afară și bordul îmi dă senzație de masivitate. Și o consolă centrală imensă, care nu continuă până în spate, știi, în spate e plat. Uh-huh. Suspensiile un pic tari. Am dat un pic în grup intenționat. Prea bine de nivelurile mici, dar un pic mai... Da, și nu pe jantele astea. Cauciucurile sunt foarte bune, să știi. Da, da. Ia. Stă foarte bine, n-are un roliu pronunțat, suspensia mai mult de rigidă decât ar trebui. Un pic rigidă, da, într-adevăr, dar asta mă ajută pe mine să stau acolo corect pe traiectorie. În schimb, pe aici, pe bucata asta de nivelată, iar e deranjat de rigid și parte și cu un pic de zgomot. Exact. Adică parcă e un pic mai înaltă decât mi-ar fi trebuit. Nu? Nu ți se pare? Nu mi se pare că e înaltă. Designul îți dă senzația. Exact. Îmi dă senzația ca și... Și oricum tu stai sus în mașina asta. Da. Ceea ce nu e neapărat rău, adică e ok la drum lung. Mi-e place de obicei stau destul de sus în mașini. Dar poate mai sus decât ar fi mai jos. Nu. Ok. Hai că încep să mă obișnuiesc cu ea. Da, să te obișnuiești. Trebuie să spunem că Mariana a condus un weekend, eu sunt la primul contact cu ea și acum încep să-mi aminte de toate senzațiile de pe DS5-ul din 2012. Da, avem sub capot un motor de 2 litri, diesel, de 181 de cai putere. Sună cunoscut. Bine, 184 la BMW, dar ca putere... Da, sună mai sunt și alții care au acești cai putere cu o clasă aia. Vezi, dacă e mașina înaltă, să facă cursă amortizorul ăla. Știi ce s-a auzit? Telefonul tău. De unde?
din suportul de telefon. Exact. Păi da, pentru că dacă ai avea un iPhone 4 sau un 5, ar intra acolo perfect, pentru că are o mică buză care le blochează, știi? Băi, nene, este un telefon de 5-5. Nici măcar nu este mare. Ce unde s-a dus? Habar n-a. A, fiată, s-a dus în ușă. A, e, păi e un feature, de înainte. Deci, și nu e mare, adică, come on. E un telefon scump. Vrei să-ți arăt unde am pus iPhone-ul 6? Unde l-am pus? Deci la buton. E în cotiera centrală unde intră mâna până la cot, la propriu. Mâna. Da. Știți că e expresie. Dar am găsit un alt loc special, în torpedou, unde nu intră cartea mașinii, nu intră în torpedou. Și atunci... Cum nu intră? Deci nu intră. Pe lung? Nici pe lat? Măcar, pe lung, pe lat. Eu n-am reușit. Dar nu-i devine cartea. Nu devine torpedou, devine cartea sau... Da, e prea mare. Probabil. Și atunci trebuie să stai cu ea în ușă. Da, am văzut. Urlă, face scandal, dar pleacă destul de liniar. Da, nu rupe aderența. Ideea e că trebuie să rămână în continuare confortabil chiar și când accelerezi. Să nu te dea prea tare pe spate și probabil motorul e destul de temperat. Are punte, nu pe spate. Da, are punte pe spate. Am simțit-o, la denivelarea aia. E normal pe dimensiunea asta? Pe e normal pe puntea de care se folosește. Pe Peugeot 3008, pe care s-a mai construit și C4. Chiar dacă are 5 în nume, 5 ăla nu înseamnă că e construit pe... platformă de C5. Pe platformă de C5, ce mai degrabă caracterizează segmentul sau clasa unde se luptă. Da, practic au luat mașina aia din într-o clasă mai mică și au mărit-o. Dacă era de pe C5, poate venea și cu suspensiile la hidroactiv. Cum ar fi fost? Să mergi cu un DS5 cu hidroactiv. Primești suspensie independentă pe Hybrid 4. Pe varianta hibrid. Pentru că acolo e tracțiune integrală și nu poți să ai... Vorba vine integrală, că ține de că am condus-o și era împărțită puterea, da, în propulsia pe un electric și cu un clasic. Vizibilitate foarte bună. Da. Parbrizul față foarte lung, foarte mare, dar ușor curbat, ajutat de cele două geamuri custode pe care să le vedem de, și în afară că sunt. Și care iarăși dau senzația de avion, așa că ca și cum ai avea mai multe geamuri în jurul tău. Da. Cum ai intru în corpit. Și că tot ziceai de avion, uite, și fiecare pasager, adică șoferul și pasagerul, au și pasagerul de separate și cel din spate la fel. Da, și acum mai am un buton aici ca să poți să ți ascund head-up display-ul, care îmi place foarte mult cum intră în bord. Într-adevăr. Și îmi place că poți să-l ascunzi. Da. Deși nu mă deranjează acolo, nu se reflectă lumina iurea în el și se vede bine. Da, noaptea parcă e un pic puternic, dar evident ai aici sus un buton pe care poți să reglezi asta. Și mai ai și butoanele de la geamuri pe consola centrală, cum era la BMW-uri odinioară. Da. La E46 parcă s-a oprit din... Tu vezi câte butoane sunt, deci, mamă, enorm, numai pentru geamuri electrice. Sunt 4 butoane, evident, pentru fiecare geam, dar par foarte multe, deci așa... Cred că spuneam la C4 că nu știu ce face butonul din capătul semnalizării și am aflat. Dacă dai pe navigație, hai să arătăm. Așa? Anyway, dacă apeși pe butonul de pe... Turn right. In 150 meters, turn right. In 90 meters, turn right. Deci butonul din capul de semnalizare mă face ce face. Repetă comenzile de navigație, în cazul în care n-ai fost atent sau vrei o confirmare. Continue straight on. Aha. Tare, nu? Deci da. Am un buton pentru așa ceva. Deci există un buton. Pe bune, pe ăsta de la lumini, pe semnalizator. Foarte tare. Asta înseamnă să fii wacky. Wacky racers, știi? Mi-au luat mașinile din wacky racers. Da. Asta e una din ele. Deci, pe semnalizator, cei de la Citroen, pardon, DS, s-au gândit să pună repetarea comenzilor vocale. Continue straight on. Acum, cred că e cazul să o prindem pe piață, nu? Nu, că eu i-am dat. Ah. Bun. În afară de butoanele astea multe și de sus și de jos, avem un sistem multimedia destul de arătos aici, în zona centrală, cu și butoane ceva mai discrete. Ce e asta, drive? Aici îți arată consumul. Da? Pe două tripuri și instant. Banal. Ai butonul de navigație. Ce consum ai făcut? Consumul făcut de mine este de, stai puțin, 6-9.
6-9 cu autostradă? Cu autostradă și oraș, da. Deci eu zic că eu consum mai mult decât asta. Pe mașină de 1 tonă 600? 1 tonă 500. Cam așa. Eu aș fi mers totuși pe motor de 1,6 litri, 120 de cai putere. Are un consum, motor cu care am reușit să scot consumuri foarte bune. HD-i, nu? Da. Da, într-adevăr. Da, și caroseria se pretează, pentru că nu e chiar atât de mare. Nu, și nu e nici foarte... Un ghiu de bracare foarte bun. Măcar atât să moștenească de la clasă. Da, un combutor pentru telefon, ca să-ți conectezi telefonul prin Bluetooth și poți să dai muzică. Poți să faci și partajare de ecran și ai Mirror Link. Wow! Da. Câte telefoane am Mirror Link? Eu am încercat să conectez cu HTC-ul și mi-a dat eroare pe HTC. Păi da, pentru că n-avem cablu. Avem cablu. Deci îți trebuie un cablu mai... MHL. Da, dacă ai și Bluetooth. Nu, că în teorie merge și cu cablu USB. Nu. Am încercat, am reușit cu Note, da. Un buton foarte mare cu care reglezi volumul și trebuie să învârți la el destul de mult. Și aici e și un buton care mi-a plăcut foarte mult, de contrast. Stinge toate display-urile din mașină. Asta e bine. Inclusiv turometrul și îți indică doar viteza în care ești. Dispare și computerul de bord din dreapta de acolo. Știi, am condus recent paralel Civic, care are tot așa un parbriz foarte lung. Și noaptea, nu știu cum este în DES, dar Civic, spre exemplu, de aici de la jumătate sus se vedea aurora boreală. Nu, noaptea nu se vedea. Toate lumini, deci se reflectă un parbriz. Nu se reflectă nimic în parbriz, asta e foarte ok. Și ai și un buton aici de lumină ambientală, poți să se reglezi intensitatea. Era foarte ok. Și foarte liniștită mașina asta. Ai un pic de zgomot de la vânt, pentru că botul ăla e destul de masiv. Da. Dar restul e silențios. În mijloc, acolo, am în stânga indicația unde este, ce treaptă de viteză este cutia. Văd că la 70 la oră stă sigur în treapta 5, e cu 6 rapoarte, da? 1250 de litri, da. Da, deci cutie un pic mai lungă, deci e automată clasică. Nu cred că e cu dublu ambreiaj, nu? Nu, nu. Ceea ce nu e neapărat rău. În mijloc, vitezometrul și cu indicatorul de carburant și cu cel de temperatură a lichidului de răcire. Deci e ok, de vezi, au reușit să le pună într-un singur loc. Și în dreapta am computerul de bord. Computerul de bord în dreapta acolo cu jurnalierul și calculatorul de bord. Însă cel mai spectaculos de pe tot bordul e ceasul. Da. Și e singurul lucru pe care îl văd în comun cu primul model DS. Ala lansat în 1955. Știi că ala s-a produs vreo 20 de ani până în 75? Ei, da. Da. Același model? Da, același model. Bine, cu un facelift pe aici pe acolo, dar asta e, deci asta e singura moștenire pe care am văzut-o. Ceasul. Da. Superb ceasul. Încă super. Se okay. Vede foarte frumos noaptea, care are o lumină așa, da. Un mov. Că vorbeam despre cutia în 6 rapoarte, are două butoane, un buton S. De la S-Rapid. S-Rapid? Da. Și de, lângă un fulg. Nu vorbim noi și un pic despre exterior și apoi veni să tragem concluzii? Da. Bine. Concluzii pentru un facelift. E că arată ca un SUV, cel puțin din unghiul camerei, așa arată. Un bot absolut masiv și ne dă senzația că parcă e mai sus decât te aștepta la o mașină din segmentul ăsta. Ia uite și tu. Vine până pe aici, așa, pe la buric. Un bot masiv în continuare, dar s-a restilizat, ca să zicem așa, toată grila asta frontală, unde am negru lucios combinat cu nichelat, cu culoarea caroseriei, iar bara începe de aici și până acolo jos. Foarte înaltă și foarte sus și foarte, cum să zic, dreaptă, tăiată aproape vertical. Absolut spectaculos. Ce mă surprinde pe mine este că am două sigle, una aici și una aici, DS, dar și aici ai... Măi, pentru conesori. Botul, în schimb, în partea de sus, este suficient de scurt și are două muchii aici în partea centrală, care să dea senzația unui power dome, ca și cum acolo ar fi un mega propulsor. Farurile astea, foarte alungite, evident de felină, cu niște LED-uri acolo și, din nou, chestiile astea care pleacă de aici, așa, nu știu cum să le spun, niște scobitori uriașe argintii. Hai să vedem de pe lateral. Bine, pană, nu scobitoare. Pleacă de acolo din far și ajunge până în dreptul oglinzii și mai am un element acolo pe bară. Interesant. Interesant. E o notă distinctivă. Face mașina asta să pară din nou etajată. Din lateral se vede cel mai bine. Uite, capota, apoi elementul ăsta, apoi aripa și așa mai departe. Și să venim și mai încoace ca să vedem mai bine geamul ăsta custode care este aici pentru vizibilitate. Ca să îți mai dea un 1-2% de încredere atunci când faci un viraj la stânga sau la dreapta, o să vedem mai bine la condus. Suprafețele vitrate nu sunt uriașe, dar sunt relativ lungi.
În general, geamurile astea mai mititele îmi dau senzația, nu știu, de SUV, de sportivitate. Senzația pe care mi-o dă în general mașina asta dacă o vezi din lateral. Și aici vezi ce împrumută de la platforma lui 3008. O ușă așadar foarte mare, foarte înaltă. Mașina încearcă să pară înaltă, deși nu este, și te păcălește elementul ăsta argintiu. Sub el mai am cel puțin o palmă de mașină. Ia uite. Cam așa. La spălat, dacă te duci la tunel, o să ai o problemă, o să rămână întotdeauna zoaie în partea de jos a pragului, pe care o să-l tot ștergi cu piciorul. Asta e iarăși o chestie care pe mine mă interesează la mașini, o chestie de usability. Dacă tot am plecat cu mașina atât de jos, mi-ar fi plăcut să îmbrac mai mult din prag, dar pentru că este rotunjit ar fi fost destul de complicat. Elemente cromate și pe mânerele ușii. Geamurile din spate sunt fumurii și sunt ceva mai mari. La DS4 este o problemă cu spațiul pasagerilor din spate. Aici nu este cazul, avem o mașină așadar ceva mai mare. O ușă mare de acces și aceeași piele spectaculoasă care ne-a plăcut și acum vreo 3-4 ani. Ne urcăm, nu? Hai să vedem cum e spațiul înăuntru. Cu un scaun al pasagerului din dreapta față dat foarte mult în spate, încă mai am ceva loc la genunchi. Văd însă tetiera lui în fața ochilor, însă îmi trece cu supărarea când mă uit pe geamuri. Și am o grămadă de geamuri prin care să mă uit. Pot să mă uit prin lateral, pe geamul ăsta fumuriu. Am și un pic de cotieră pe ușă, vizibilitate excelentă. O senzație premium, într-adevăr, la bord pentru locul din spate. Mi-a plăcut că ușa asta se deschide o idee mai mult. Hai să zicem că merge. Mă uit în sus și am plafon panoramic, însă vine destul de în spate, pentru că mai are unul și în față și atunci trebuie să facă un stâlp undeva la mijloc care să stabilizeze mașina, un fel de grindă. Și atunci, ca să mă uit pe plafon, va să stau așa, copilașii vor sta la drum așa, cu privirea în sus, și am adus să-i doară gâtul, dar poate că o să și adorm așa, uitându-se la copăcei. Hai să încercăm să trecem între locuri. Se poate sta și pe locul din mijloc, însă cu genunchii așa. Marian s-a lăsat foarte mult în spate cu scaunul șoferului. Pielea în condor absolut spectaculoasă, cu elementele astea care dau senzația de ceas. Spectaculos. Locul de depozitare în ușă, materiale premium, multă sticlă în jurul meu, inclusiv o plafonieră aici. Ah, și am găsit și un cârlig. Plasă pentru locurile de aici și asta este... Este un plastic cauciucat. Asta pune o problemă, pentru că pe el se va vedea imediat praful, se vor vedea picioarele și se va și zgâria. Și da, dacă pui un copil în spate, ai prinde Rizofix, fii cu băgarea de seamă. Hai să vedem portbagajul. Același spate, spectaculos ca la versiunea anterioară, însă nu pot scăpa de senzația că văd totuși o compactă mult mai mare. Spatele ăsta, asta îmi zice. Dar, în același timp, se salvează dându-mi senzația unui tourer. Mi-aduce un pic senzația de Mercedes R-Clase. Păcat de mașina aia, că tare simpatică era. Așadar, un spate foarte bombat, foarte asemănător cu versiunea anterioară. O să observ, evident, cele două guri de evacuare, dintre care doar una funcționează, dar sunt cromate și arată spectaculos. Stopurile, blocurile optice din spate, un pic înfundate așa. Nu am văzut prea multe LED-uri, am becuri. Și eu să văd LED-uri. Aici am LED-uri pentru frâna asta. Și apropo, aici aveți cam așa un element aerodinamic, să zicem, un fel de eleron, care este la jumătatea lunetei. Parcă am mai văzut undeva păcatul ăsta de design și la Honda. Bun, și acum hai să deschidem portbagajul. Și eu o să tot cauți. Hai că am găsit. Ori din cheie, ori de aici. Ai înțeles? Și acum bagi mâna pe aici, dacă o să fie murdar, să bagi mâna oricum, că n-ai de ales, și o să descoperi o gură de încărcare foarte sus și destul de mică pentru segmentul ăsta. Mă așteptam la mai mult. Portbagajul este de dimensiunea unei compacte, din nou vreo 468 de litri de stocare așadar în portbagaj. Un portbagaj destul de adânc, unde poți să vii cu plasele și să le bagi așa, însă dacă vrei să încarci niște pachete, o să fie un pic mai complicat. Avantajul, bancheta acolo este fracționabilă cu două treimi și cu o treime. Am și aici un subwoofer care ocupă și el din lățime, dar mă bucur să văd întotdeauna Denon și acasă, și în mașină, și oriunde aș mai căpăta așa ceva. Și cam atât. Concluzii. Și am revenit. Ideea e în felul următor, că mașina asta are concurenți foarte puternici, dar concurenți normali, banali, poate pentru unii. Adică Mondeo, Passat, Mazda 6 și așa mai departe, chiar dacă asta nu e o berlină. Dar cumva îmi place că rămâne în culoare cookie. Este
pe lângă da. Subiect. Și adică... în echiparea pe care o testăm noi costă 31.000 de euro fără discount, deci poate mai ai șanse pe acolo. Se numește Sport Chic, cu jantă de 18 inci, sistem multimedia cu navigație, Bluetooth, climă dublă, scaune tip curea de ceas. Știu, cu piele în apa. Într-adevăr este are și chestii spectaculoase, dar ca platformă, asta este, se bate cu Passatul și cu Mondeo, așa cum se bătea la un moment dat Megane cu Passatul. Da, se bătea fictiv, nu se bătea. Exact. Pentru că lumea consideră că Megane merită să se lupte. Megane Manager. Da. Megane Sedan Manager. Da, exact. Și atunci e un pic deci ca dimensiuni se compară. Platforma nu o dezavantajează niciun fel. Dacă mergi pe autostradă, dacă mergi la drumul și faci navetă, e foarte ok. Poate e un pic deranjantă când dai de astfel de gropi. Dar vezi, nu se aude puntea aia, ci doar tremură un pic caroseria. Și e normal foarte pentru bine. O mașină lungă și mare. Da. Dar nu trebuie privit așa. Trebuie privită ca o mașină spectaculoasă. Este cea mai frumoasă, ieftină mașină pe care poți să ți-o cumperi acum. Nu găsești altceva. Cea mai ieftină mașină frumoasă. Cea mai ieftină mașină. Înțelegi, da. Înțeles ideea, da. Sub 50.000 de euro n-ai ce să găsești la fel de spectaculos și la fel de in your face, pentru că lumea se uită după aia. Pe mine m-a oprit un polițist în weekend să-mi ceară actele. Ce ai făcut? N-am făcut nimic, tocmai. Vreau să vadă ce motor ai. Da, s-a uitat pe lângă mașina, a văzut că nu scria nicăieri că e Citroen, pentru că acum, da, scrie DS pe ea. Și mi-a cerut actele pentru geamurile fumurii din spate. Care sunt din fabrică. Care sunt din fabrică așa și măcar nu sunt fumurii, adică sunt ionizate. Da, era curios, vreau să dă mașina. Da. Invidioși, mă, invidioși. Da, uite, Citroen. Scrie Citroen la model. Scrie Citroen în... Dar nu pe mașină. Pe mașină nu mai scrie. Bun, deci recomandăm să mergeți să testați mașina, ca de obicei, la toate mașinile vă recomandăm, dacă vă atrage mașina asta, mergeți și conduceți-o. Nu cumpărați mașini după ureche, mergeți și conduceți mașina și insistați să o scoateți pe mai multe tipuri de traseu, nu doar în jurul reprezentanței. Dacă chiar aveți bani de cheltuit, insistați să vă dea măcar o zi. Da. Scoateți-o la plimbare. Și o să vă placă de S5, să vă îndrăgostiți de ea. Eu sunt convins că pentru un anumit tip de client, mașina asta s-ar putea să fie spectaculoasă. E un om care cu siguranță nu o să o calce, o să meargă destul de relaxat. Exact așa am mers în weekend. Exact. Și întotdeauna să știi că ai rezerva aia de putere care să te scoate într-o depășire, aceea 181 de cai. E o mașină spectaculoasă. E un executive car pe care poți să ți-l iei foarte ieftin. Da. Și ar putea să fie o idee bună și pentru companii. Nu? Mașina sport de manager, da. Exact. Dar pe jantă de 17, ca să fie mai confortabil un pic. Asta pe 18? Da. Se simte. Vezi? Dacă era pe 17, poate nu mai simțeam la fel de dur de nivelele. Și da. Concluzie, nu ai ce să găsești altceva în banii ăștia. Ai mai zis asta. Vreau Insiști? Să mă fac înțeles. Insiști? Da, vreau să mă fac înțeles. Că nu există altceva. Trebuie să alegi mașina asta cu inima. Deci am rezumat ce am vrut să zic. Am înțeles. Dar mai nou oricum și mașina se cumpără din impuls. Da. Și garanție. Să aibă cât mai multă garanție. Și până data viitoare? Numai bine. Și nu uitați să vă abonați. Și subscribe, da.